foarte mult profesoarei și coordonatoarei Book Hub-ului, pe care îl recomand cu mare, mare căldură. Iată, două profesoare, doamna Ioana Boț, o mare profesoară de la Universitatea de la Cluj, învață pe studenții domniei sale în teatrul română cum trebuie. Nora, de asemenea, e profesoară de filozofie și științe sociale la București. Amândouă critici literari, amândouă vorbim despre două cărți foarte diferite, doi autori foarte diferiți, doi autori mari. Dacă Nikos Kazantzakis este un autor cu un stil învolburat, cu stil romantic, post-romantic, am putea spune, stilul lui John, John îi apare numele întreg în Miezul Verii, în al treilea roman extraordinar de interesant, romanul lui Postmortem din acest omnibus. GM Cuție este un scriitor ca de o mare precizie. Orice cuvânt pe care îl pune este un cuvânt justificat. Frazele lui sunt fraze de cristal. Sunt fraze care te tulbură prin strălucirea lor rece. Vă recomand cu mare căldură să citiți și Grădina de Piatră și Scene de viață provincială, respectiv romanele autobiografice Copilărie, Tinerețe, Miezul Verii, de primul Nikos Kazantzakis și al doilea GM Cuție.